Bună ziua, numele meu este Daniela Efrem și astăzi vom vorbi despre raționalizarea numitorului de forma A radical din B. Dano și Dibe au curțile alăturate, una în formă de dreptunghi Dano și una sub formă de pătrat Dibe. Punctul D se află pe segmentul OI, astfel încât OD are aceeași lungime cu DI. Și punctul E se află pe segmentul DA. Curtea Dano are 1400 metri pătrați și curtea Dibe are 700 metri pătrați. Cele două curți sunt împrejmuite și separate de un gard de sârmă. Este suficient un gard de sârmă având lungimea de 230 metri? Pentru aceasta vom parcurge mai multe etape. 1. Determinăm lungimea celor două curți. Curtea Dibe este sub formă de pătrat. Aria sa este latura la puterea a doua, adică DI pătrat este egal cu 700. DI este radical din 700, adică DI este 10 radical din 7 metri. Am obținut că DI este egal cu DO și este egal cu 10 radical din 7 metri. Curtea Dano este sub formă de dreptunghi. Aria sa este DO ori AD. Adică DO ori AD este egal cu 1400. Și cum mai înainte am obținut că DO este 10 radical din 7, obținem că 10 radical din 7 DA este egal cu 1400. Deci DA este 1400 supra 10 radical din 7. Simplificăm prin 10 și obținem 170 radical din 7. Amplificăm cu radical din 7 și obținem 140 radical din 7 supra 7. Prin simplificare, rezultatul final este 20 radical din 7 metri. Deci DA este 20 radical din 7 metri. 2. Calculăm lungimea gardului. După cum s-a observat, porțiunea comună de gard este DE. 3. Arătăm că 90 radical din 7 este mai mare decât 230. Comparăm pe 9 radical din 7 cu 23. Prin ridicare la pătrat avem 9 la a doua ori 7 și 23 la a doua, adică 81 ori 7 trebuie comparat cu 529. Și obținem că 567 este mai mare decât 529. Am obținut că 230 metri de sârmă nu este suficientă pentru a împrejmui cele două curți. În calculul făcut am observat că am avut radical din 7 la numitor. Dacă am înmulțit numărătorul și numitorul cu radical din 7, nu am mai obținut la numitor niciun radical. Operația prin care numitorul devine un număr rațional se numește raționalizare. Rețineți, 1 supra radical din A este egal cu 1 supra radical din A ori radical din A supra radical din A, adică radical din A supra A. Cu alte cuvinte, înmulțim numărătorul și numitorul fracției cu radical din A. Exersăm. 1 supra 5 radical din 7. Amplificăm fracția noastră cu radical din 7, adică înmulțim numitorul și numărătorul cu radical din 7, obținem radical din 7 supra 5 ori 7, deoarece radical din 7 ori radical din 7 ne dă 7, adică radical din 7 supra 35. Reținem, 1 supra b radical din a este egal cu 1 supra b radical din a ori radical din A supra radical din A. Radical din A ori radical din A ne dă A, iar prin amplificarea fracției cu radical din A, am obținut radical din A supra B ori A. Raționalizați numitorul fracției 11 supra radical din 3. Pentru asta amplificăm fracția cu radical din 3, adică înmulțim și numărătorul și numitorul cu radical din 3, și obținem 11 radical din 3 supra 3. Rețineți, C supra B radical din A. Amplificăm fracția cu radical din A.
adică înmulțim numărătorul și numitorul cu radical din A și obținem C radical din A supra B ori A. Exersăm. 5 supra 2 radical din 5. Amplificăm fracția cu radical din 5, adică numitorul îl înmulțim cu radical din 5 și numărătorul cu radical din 5. Obținem 5 radical din 5 supra 2 ori 5, simplificăm 5 cu 5 și obținem radical din 5 supra 2. Raționalizați numitorul 18 supra radical din 12. Luăm pe 12 și îl descompunem. 12 merge împărțit la 2, ne dă 6, 6 merge împărțit la 2, ne dă 3, 3 merge împărțit la 3 și ne dă 1. 12 se scrie ca 2 la a doua ori 3, radical din 2 la a doua este 2, deci radical din 12 este egal cu 2 radical din 3. Ne întoarcem la fracția noastră, avem 18 supra 2 radical din 3. Amplificăm fracția cu radical din 3 și obținem 18 radical din 3 supra 2 ori 3. Prin simplificare obținem că ne dă 3 radical din 3 supra 1, adică 3 radical din 3. Avem radical din 10 întregi și 2 supra 3. Introducem întregii, deci avem 10 ori 3 plus 2 supra 3, adică radical din 32 supra 3. 32, îl luăm și îl descompunem. Merge odată prin 2, ne dă 16, mai merge odată prin 2, ne dă 8, mai merge odată prin 2, ne dă 4, mai merge odată prin 2, ne dă 2 și încă odată prin 2 și ne rămâne 1. După cum se observă, avem o grupă formată din două elemente de 2 și încă o grupă formată din două elemente de 2. Adică radical din 2 la a doua este 2 și pentru cealaltă grupă tot radical din 2 la a doua este 2. Adică radical din 32 putem să-l scriem ca 2 ori 2 radical din 2. Ne întoarcem la fracția noastră și aveam radical din 32 care ne-a dat 4 radical din 2 supra radical din 3. Pentru că avem la numitor radical din 3, amplificăm fracția noastră cu radical din 3, ceea ce înseamnă că înmulțim numărătorul cu radical din 3 și numitorul cu radical din 3. Adică ne rămâne 4 radical din 6 supra 3. Avem de calculat radical din 8 supra radical din 45 plus radical din 20 supra 2 radical din 18. Pentru asta luăm și descompunem pe 8. Da? Ne iese de sub radical 2 și rămâne în interiorul radicalului tot 2, adică radical din 8 este 2 radical din 2. 45. Avem o grupă formată din două elemente de 3, adică radical din 3 la a doua care este 3 și rămâne în interiorul radicalului 5, adică radical din 45 este 3 radical din 5. Descompunem pe 20 și obținem descompunerea ca fiind 2 la a doua ori 5, adică radical din 2 la a doua ne dă 2, radical din 20 este egal cu 2 radical din 5. Și 18, avem 3 la a doua ori 2, radical din 3 la a doua este 3 și atunci radical din 18 este 3 radical din 2. Vom înlocui în exercițiul nostru și avem 2 radical din 2 supra 3 radical din 5 plus 2 radical din 5 supra 2 pe care l-aveam la numitor înmulțit cu radical din 18 care ne-a dat 3 radical din 2. Avem la numitor pentru prima fracție radical din 5, deci amplificăm fracția cu radical din 5 și pentru a doua avem radical din 2 și amplificăm fracția cu radical din 2. Deci vom avea 2 ori radical din 2 ori radical din 5 ne dă radical din 10 supra 3 ori 5 plus cea de-a doua fracție 2 ori radical din 2 ori radical din 5 ne dă radical din 10 supra 2 ori 3 ori 2. Simplificăm fracția a doua prin 2 și obținem 5 radical din 10 supra 6, iar prima fracție era 2 radical din 10 supra 15. Aducem cele două fracții la același numitor.
Numitorul comun dintre 15 și 6 este 30. Pentru asta amplificăm prima fracție cu 2 și cea de-a doua fracție cu 5. Deci obținem 4 radical din 10 supra 30 plus 5 radical din 10 supra 30, adică 9 radical din 10 supra 30. Simplificăm prin 3 și obținem 3 radical din 10 supra 10. Să calculăm radical din 2 plus radical din 3 supra radical din 6. Distribuim numitorul fracției la fiecare număr de la numărător. Adică vom avea radical din 2 supra radical din 6 plus radical din 3 supra radical din 6. Este egal cu, simplificăm prima fracție prin radical din 2 și îmi rămâne 1 supra radical din 3, iar cea de-a doua prin radical din 3 și ne rămâne 1 supra radical din 2. Prima fracție are la numitor radical din 3, deci o amplificăm cu radical din 3. Și cea de-a doua are la numitor radical din 2, deci amplificăm cu radical din 2. Vom obține radical din 3 supra 3 plus radical din 2 supra 2. Adică 2 radical din 3 supra 6 plus 3 radical din 2 supra 6. Avem același numitor, deci vom avea 2 radical din 3 plus 3 radical din 2 supra 6. Propunem spre exersare următoarele exerciții. 3 supra radical din 2, radical din 3 supra radical din 2, 2 supra 3 radical din 2 și radical din 5 supra 2 radical din 2. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie în lumea matematicii. Pe data viitoare!